polițiștii rutieri dolgeni împreună cu colegii din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Dolj au desfășurat o acțiune în Craiova, în cadrul cărei au fost vizate doamnele și domnișoarele participante la trafic. Astăzi, pentru a marca această zi deosebită pentru doamnele și domnișoarele participante la trafic, Poliția Rutieră împreună cu colegii noștri din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Matricularea Vehiculelor Dolj, dar și o binecunoscută firmă de software, au organizat o acțiune în care au fost vizate doamnele și domnișoarele participante la trafic, iar acestea, pentru neregulile constatate de polițiști, au fost sancționate cu buchete de flori, felicitări, cu sfaturi preventive, dar și urări de la mulți ani, însoțite, bineînțeles, de o primăvară frumoasă. Acțiunea polițiștilor rutieri a fost primită cu bucurie și zâmbete din partea șoferițelor. Și dumneavoastră tot ce e mai bine. Mulțumim! Bună ziua! Un moment inedit a fost acela când în trafic a fost oprit și un echipaj de ambulanță, iar asistenta a fost felicitată de polițiști, fiind foarte surprinsă de gestul frumos și de această surpriză. Vă dorim o primăvară frumoasă din partea poliției și firmei Netrom. Mulțumesc! La mulți ani! Surpriză frumoasă! Haideți să vă pun! Vă așteptați la o astfel de amendă astăzi? Foarte frumoasă amenda! Recunosc că am emoții, mulțumesc! Mai vreți să primiți astfel de amenzi în ziua de astăzi? Da. Foarte frumos. Chiar le mulțumesc. Ziua, cu ocazia zilei de 8 martie, din partea firmei Netrom și a Poliției Române, o primăvară frumoasă. Mulțumesc frumos. O altă tânără a dat nas în nas cu echipajele poliției dotate cu flori chiar în momentul în care susținea proba practică a examenului de obținere a permisului de conducere. În această zi frumoasă de primăvară, polițiștii examinatori, polițiștii rutieri, împreună cu inginerii IT de la Netrom, am încercat să facem împreună o bucurie femeilor și le-am dăruit o buchetă de flori tuturor femeilor întâlnite în trafic, atât șoferițe aflate cu experiență aflate la volan, dar și cât și participante la trafic, fie că sunt pe poziția de examinate în vederea obținerii permisului de conducere, care erau pline de emoții în timpul examenului la proba practică. Acestea au obținut buchete de flori și încurajări pentru a merge cât mai în siguranță pe străzile Craiovei.